Iată trei semne de alarmă într-o relație pe care nu le vezi dacă ești people pleaser. Persoana cu care te întâlnești nu are un comportament consecvent. Acum e afectuoasă, acum nu mai e, nu te poți baza pe ea, iar ceea ce spune nu se potrivește cu ceea ce face. Asta ți se poate părea familiar și normal dacă ai crescut într-o familie în care domnea haosul și ai învățat să asociezi dragostea cu astfel de tipare relaționale. Un alt semnal de alarmă este dacă te întrebi care e statusul vostru relațional, dacă te gândești dacă ești sau nu în relație, sau dacă simți nevoia să dovedești că mei ca acea persoană să fie în relație cu tine. Nu vei putea vedea acest semnal de alarmă dacă ai crescut într-o familie unde ai fost nevoit să pui pe primul loc emoțiile și nevoile celorlalți și să dovedești că meriți să fii iubit. Persoana cu care te întâlnești nu-ți respectă nevoile și limitele și se supără sau se retrage atunci când tu încerci să setezi limite. Dai voie să se întâmple asta pentru că ai crescut într-un mediu în care te-ai simțit rușinat atunci când ai vrut să-ți pui propriile nevoi și emoții și în care ceilalți au fost intruzivi cu spațiul tău personal. Sunt Bianca Poptean și aceasta a fost pastila de psiho din această săptămână.